hub-ul la aplicație, trebuie să trecem la pasul de adăugare a telecomenzii sau mai exact a sistemului de răcire și o să mergem în aplicație și să încercăm să copiem telecomanda sau să adăugăm automat dispozitivul. Automat o să-l putem adăuga doar dacă brandul aerului condiționat va fi în lista de dispozitive, astfel dacă nu va trebui să copiem telecomanda. Deschidem aplicația Broadlink și mergem pe telecomanda universală. În cazul meu, Wi-Fi Universal Remote 2. Și dăm Add New Appliance sau apăsăm plus în colțul din dreapta sus. Selectăm din listă AC Remote Full Display și trecem mai departe la notificarea inițială în care ne spune că trebuie să avem o astfel de telecomandă, mai exact una cu display, ca să poată să o preia automat. Acum se va deschide lista de dispozitive și vom selecta, noi avem un sistem de răcire de la GRI și o să-l căutăm în listă. Dumneavoastră, dacă aveți alt brand, îl căutați la fel cum fac eu acum. Da, l-am găsit. Dacă nu-l găsiți, o să trebuiască să copiați telecomanda. Bun, și ni se generează niște telecomenzi automate, da? Pentru că eu l-am în lista de opțiuni. Și avem mai multe opțiuni, 3 mai exact. Și haideți să testăm prima opțiune, să vedem dacă este funcțională, da? De pe display, haideți să încercăm să-i dăm on. După cum vedeți, a pornit, înseamnă că telecomanda este funcțională și eu nu trebuie să fac alți pași suplimentari. Îmi generează, dacă vă uitați în partea de sus, am set 1 din 52, deci mi-a generat 52 de telecomenzi. Deci dacă nu mergea cu prima, dădeam not working și selectam următoarea telecomandă. Bun, în cazul meu aceasta este funcțională. O să selectăm acum un numele camerei și numele aparatului de condiționat. Eu am pus 2 că sigur mai am alte dispozitive. Am salvat. Pot să dau să utilizez dispozitivul acum. Da? Noi tocmai am făcut asta. Dacă eu nu am în lista de dispozitive brandul automat, haideți să închidem. Dacă nu l-am automat, intru din nou pe hub-ul meu, pe Universal Remote 2 sau dumneavoastră cum o să-l aveți denumit acolo. Și o să încercăm să adăugăm o telecomandă nouă. Dăm pe plus din nou, iar de data aceasta selectăm din nou, dăm Add New Appliance și dacă eu în lista de dispozitive nu l-am aici, revin la pagina principală de adăugare a dispozitivelor. Mă duc în capătul de jos și folosesc User Define. La User Define o să selectez o telecomandă, orice telecomandă radio sau infraroșu, în cazul nostru infraroșu că este un sistem AC, selectez o cameră, salvez și dau mai departe. Iar aici în pasul de adăugare, eu practic trebuie să copii manual fiecare buton a telecomenzii, da? Dacă dau Add Function Button, dau Start Learning și îmi generează, eu nu o să pot pentru că nu e automat, dar la dumneavoastră dacă este cazul, acum cât am această durată de 30 de secunde, eu trebuie să îndrept telecomanda către hub și să apăs un buton de pe ea. Când mi-a recunoscut-o, dau salvare și pun numele acelui buton și trebuie să repet pasul cu fiecare buton. Deci cam așa sunt pașii de adăugare. Găsiți automat în listă și o să trebuiască să faceți exact ce v-am arătat în acest videoclip. Vă mulțumesc că ați urmărit acest material și sper să vă ajute acest pas.